Zimnicenii au ales ieri stabilitatea și continuarea procesului de modernizare a orașului. Așa poate fi tradus procentul zdrobitor obținut de primarul în funcție, Petre Pârvu, edilul zimnician fiind reales cu un procent de 88%. Doamnă, văd că v-ați prezentat la vot. Vreau să vă întreb în primul rând de ce ați venit la vot? Ca să votăm primarul, că e foarte bun și cinstit și corect. Ce așteptați de la el următorul mandat? Lucruri bune. Am venit pentru că în toți ani am venit și am venit pentru domn primar. Că a fost cum să cade cu noi, cu toată lumea, ne-a făcut atâtea lucruri bune și în continuare sper să fie la fel. Să nu mai fie cu nămoale, cu strâzi, să asfalteze, să facă canalizări, să mergem mai înainte ca țări civilizate. În fața celui de-al patrulea mandat de primar, Petre Pârvu rămâne cu picioarele pe pământ. Victoria de ieri a fost și trebuie să fie în primul rând o victorie a orașului. A fost victoria orașului și după aceea primarului. A fost un rezultat extraordinar și cred că e primul loc pe țară, pe orașe vorbesc, la procent de vot dat primarului. A fost foarte bine și cred că munca pe care eu am prestat-o aici la primăria orașului Zimcea în anii ăștia au făcut ca majoritatea cetățenilor din orașul Zimcea să acorde încredere primarului pentru următorii 4 ani de zile. Fără adversar politic, un consiliu local în care cel mai probabil 16 din cei 17 consilieri vor proveni din rândurile USL, formațiunea politică a primarului cu o susținere populară fără precedent, Petre Pârvu va da în următorii 4 ani cel mai greu examen, cu el însuși și cu așteptările zimnicenilor.